Bună ziua tuturor celor care vizionați acest video. Este weekend și am să fac o citire intuitivă în trei variante pentru acest weekend. Așadar, dacă doriți să aflați ce energie vor fi, ce noutăți, vă invit să alegeți una dintre cele trei variante, unul dintre cele trei pachete, roșu, albastru sau gri. Alegeți varianta cu care rezonați și să vedem ce dezvăluie fiecare pachet de oracol pentru acest weekend, care ar putea fi energiile noutății în acestui weekend. O să încep cu prima variantă, pachetul roșu, să vedem ce știți, ce nu știți, ce ar trebui să știți. Voi sunteți într-o așteptare, cumva aveți o neliniște, presimțirea, să zic așa, intuiția cumva vă avertizează ceva, aveți o speranță, poate vă gândiți la un drum să plecați sau așteptați pe cineva vești de la drum, în orice caz. Speranțele, cum se spune, o gândire pozitivă nu face altceva decât să facă ca visele voastre să se realizeze. Deci nu va aduce niciun fel de beneficiu neliniștea, teama, frica, ci dimpotrivă o stare de gândire pozitivă. Pentru că gândim pozitiv, poate nu se împlinește dorința la care o ai, dar apar alte oportunități, vezi alte oportunități, te bucuri, trece altfel timpul. Da? Deci pentru că, uite, văd că apare și o dragoste, aduce o noutate, apare ceva să-ți facă bucurie, plăcere sufletului. Sau chiar în dragoste apare vestea care o aștepți. Haideți să vedem ce spun cărțile, ce știi, ce nu știi, ce ar trebui să știi. Da, noroc. Deci, tristețile nu sunt de folos. Dimpotrivă, o gândire pozitivă. Poate că vei avea și un dor. Ți-e dor de vremuri bune, ți-e dor să ai noroc și îl poți avea norocul. Deci, acest weekend poate aduce noroc. Speranțele, gândirea pozitivă, petrecerea timpului într-un mod mai creativ, mai pozitiv, mai optimist, îți aduce mai multe avantaje, alte oportunități, alte noutăți. Fie să ai norocul să ți se împlinească dorința aia, fie apar alte situații și mai pozitive. Ce știți? Știți deja poate de o dorință care o aveți a vă vedea cu copilul, cu soțul sau de a avea bunăstare, a avea o nouă relație, a avea mai multă încredere, mai multă speranță, a vă simți în siguranță, vă e dor de familie, de copii, de părinți, de frate, văd aici că apar noutăți, daruri pentru copii, sau sperați să vă vină un ajutor, un dar de la un bărbat pentru copilul vostru, sperați la o nouă relație, sperați la o împăcare, sperați la o revedere. Deci pot fi speranțe pozitive care aduc daruri și reușite, poate pentru un nou proiect, poate pentru un job nou care are legătură cu o persoană bogată, o persoană din alta societate. Sperați la o schimbare. Ce nu știți? Nu știți că poate apărea o schimbare, într-adevăr o dragoste. O nouă dragoste, o schimbare, dar puteți afla și de vreun doliu, să știți, din pricina unui scandal aici, într-o nouă dragoste. Deci, cumva, neliniștile voastre, presimțirile voastre vă aduc și bucurii, dar cu alte cuvinte, vă protejează gândirea pozitivă sau faptul că aveți o prietenie bună cu cineva, dar pe de altă parte veți afla poate și de un scandal, într-o dragoste nouă, poate o persoană care văd aici o iubită, o amantă, care poate are vreun doliu, ori are vreun doliu, ori să nu fi aflați de vreo, să descopere o persoană care poate nu mai este, care a avut o aventură, o dragoste, să zic așa, văd aici o superficialitate, voi nu știți aici de o pasiune care a fost i-a adus unei doamne aici poate sfârșitul sau a pierdut pe cineva, poate fi și o tânără îndrăgostită care pierde pe cineva în urma unui scandal. Aici pot fi și astfel de situații. Sau nu știți că voi vă veți îndrăgosti și vă drept rezist la viață, dar puteți intra în bârfa, în gura unor persoane legate de moralitate, legate de dragostea voastră. Poate fi o persoană, cum o să vedem, dacă e vorba de vreun. Da, poate apărea un el. Deci voi nu știți, ar trebui să știți că apare un el, o dragoste, un noroc, o speranță, o retrezire la viață cu un el. O plimbare pe undeva, o ieșire pe undeva, o împăcare, poate, pentru unii dintre voi. Poate asta e retrezirea, clarificarea care o faceți voi într-o relație, că poate că voi deja sperați, poate partenerul este cel care a avut o iubită și o termină cu ea și asta e speranța voastră, termină această aventură. Posibil și acest lucru să fie la unul dintre voi, la altele, poate să fie și o altă situație, dar văd că totuși speranțe, ar trebui să păstrați speranța, poate doar trebuie să fiți mai înțelepte,
pentru că văd că apar noutăți, o bucurie, bucuria revederii, bucuria întâlnirii, a unei vacanțe. Da, apar vești și în casă, scrisori, noutăți, dar pot apărea și niște răutăți, bârfe. Deci puteți avea un scandal, am zis, o chestie de moralitate sau o chestie de răutățile cuiva, poate chiar a unei persoane care este ea într-un scandal și face și în jurul său vorbe, să zic așa, pentru că sunteți și voi într-o noutate și cumva încearcă poate să vă mai strice puțin din armonie. Bă, deja poate are legătură și cu doamna măritată, totuși, cu copii. Aici și din cauza unor vecini care exagerează, deci pe casă în casă. Are sau nu are legătură cu iubirea voastră? O să vă dați voi seama că aici pot fi chestiuni care sunt de rezolvat pentru casă, de chestii administrative, să zic așa, și aveți în jurul vostru niște persoane care nu sunt de încredere. Și în afara casei puteți afla de cineva care trece printr-o problemă cu legea, de boală, sau cumva văd aici că o clarificare o puteți face pe o relație. Deci acest weekend poate aduce, s-ar putea la unii dintre voi să aflați de cineva care trece printr-o problemă cu legea pentru că legat de un divorț, legat de o boală, legat de vreo despărțire ceva, pe de o parte, pe de altă parte, poate să fie la voi un weekend în care veți avea și împăcare și de aceea apare această situație puțin confuză. Pentru că puteți să aveți o dragoste azi și mâine să nu vă mai înțelegeți cu partenerul, poi mâine iară să vă înțelegeți, adică cu suișul și coborâșul. Pentru că poate fi o persoană care nu și-a rolul în serios sau nu e înțelegere între voi. Ea poate fi și o relație la început, da, uite că în dragoste, într-adevăr, văd că aveți întârzieri, aveți tristeți, poate chiar o ceartă, o dezordine, pot apărea chiar haina statului, poate unele dintre voi. Aici, poate că am zis, aici în afara casei, oricând în afara casei sunt niște dezordini și partenerul vostru, dacă cumva se aventurează să se ducă într-o dezordine, poate avea niște probleme și asta vă afectează pe voi pe relație. La altele poate să fie că partenerul vostru are niște secrete și nu le știți și le puteți afla și asta vă va întrista. Sau nu e sincer cu voi. Cumva așa, văd că pot apărea niște discuții, niște hărțuieli, niște neliniști. Aici o pagubă, o decepție, mai poate fi la unul dintre voi și o decepție și legat de o sarcină. Vă vine o veste asta care vine în casă și pe dragoste, aceste secrete, pot ține de o sarcină, că poate că partenerul nu vă spune ceva legat de vreo sarcina cuiva, a rămas vreo neînsărcinată sau voi aveți vreo sarcină și partenerul reacționează cumva în care vă pune pe gânduri, vă întristează, vă neliniștește. Și surpriza, noutăți în schimb, bani, câștiguri, pe ideile voastre, pe munca voastră, pe creativitate. S-ar putea la voi mai, în acest weekend să apară și norocul vostru este mai mult în legat de bani, de câștiguri și puteți avea și o relație, dar această aventură vă poate duce într-o pagubă, într-o pierdere sau într-o tristețe, că poate paguba nu o veți avea, că sunteți destul de înțelepte să nu intrați în pagubă, dar partenerul s-ar putea să vă dea seama că el a vrut doar să se distreze sau a vrut ceva de la voi, că aici văd o persoană care totuși nu este sinceră, are niște secrete. Sau are un viciu, are ceva, are un caracter puțin care e periculos. Pentru el, în primul rând, periculos, pentru că își pune libertatea în. Dar și, adică pentru voi, în primul rând, dar și pentru el însuși, pentru că își pune libertatea în pericol, dar și pentru voi că vă poate întrista, îmbolnăvi. Sau partenerul are o problemă de sănătate mentală, fizică, psihică, ceva care văd că vă întristează. Aflați voi ceva care vă întristează, dar în schimb surprizele sunt foarte bune, cu vești bune, cu soluții noi legate de bani, de câștiguri de o casă, de o schimbare de casă, de un proiect nou, de un viitor mai bun. Văd că sunt speranțe, vă vin niște idei geniale sau vin niște soluții, poate pe societate, pentru un viitor mai bun, pentru a crește veniturile, pentru a fi mai multă stabilitate, bunăstare, etc. Haideți să vedem și varianta numărul 2. Să vedem ce știți, ce nu știți, ce ar trebui să știți, ce ar putea fi în casă, în afara casei, în dragoste, în surpriză. Vedem ce spun cărțile pentru acest weekend, în planurile importante. E ceva și pe societate, probabil. De aici că e poate o hărțuială, poate e o haină de stat, haină militară, văd că joacă un rol important. Uniforma de stat, secrete,
agresivitatea s-a putea să fie și situații puțin agresive sau întârzieri în drumuri aglomerate, întârzieri în trafic, genul acesta, din cauza unor discuții, din cauza unor probleme. Bani, câștiguri vești. Văd că sunteți în așteptarea unor vești de bani, unor noutăți și ei vin aceeași. Poate că întârzie puțin, dar vin niște daruri, niște cadouri, chiar sfaturi, poate. Veți oferi, veți primi cadouri, daruri. Speranțele voastre se pot împlini. Pot veni veștile, persoana, noutățile care le așteptați, schimbarea care o așteptați. Da, într-adevăr, voi știți deja de o schimbare. Știți și de o prietenie, dar mai știți și de o dușmănie. Știți că pentru o casă, pentru o noutate, sunteți puțin cam într-o dușmănie cu cineva. Că vă cam vă scoate vorbe sau, mă rog, aici cumva e o intrigă, ceva, știți, de un proiect nou, că sunteți puțin cam bârfite urmărite, dar știți și de o prietenie sau știți că voi ați reușit să vă împăcați cu cineva, să aduceți armonia. Ce nu știți? Nu știți că veți avea parte de o dragoste. Bârfă în dragoste, deci poate și vă veți consola cu niște bani sau veți descoperi că ați avut dreptate de dușmânia care vă poartă cineva în dragoste și pentru niște bani și pentru niște cadouri, deci cumva veți descoperi, nu știți că veți descoperi acest lucru, nu știți că veți avea niște recompense, totuși niște daruri, niște cadouri. Ce ar trebui să știți? Că trebuie să gândiți pozitiv, pentru că vin niște schimbări. Deci, trebuie să vedeți partea plină a paharului din niște schimbări, care vor fi, poate vor fi și o veste mai bună, mai puțin bună. Puteți să primiți poate și un pachet, un dar, dar pot apărea și poate întârzia pentru unele sau pentru altele. Poate să fie că ai comandat, spre exemplu, ceva și îți vine și nu-ți vine ceea ce ai comandat tu sau apare un defect sau cine știe ce. Bă, pot apărea așa și apar și cunoștințe noi, văd că poate o vacanță, că văd că și pe casă în casă. Sunteți într-o siguranță, într-o stabilitate, chiar dacă nu aveți voi prea multă încredere, dar văd că vă simțiți totuși în siguranță, vă protejați, să zic așa, de intimitatea, de curiozitățile altora. S-ar putea să aveți de-a face și cu un bărbat foarte bogat, foarte lacom aici puțin, că de aici poate apare și neîncrederea, că el e foarte egoist, poate puțin se gândește mai mult la el, dar văd că și voi sunteți foarte bine, vă văd într-o situație stabilă, cu succes, cu reușită, cu realizare. În afara casei, aveți daruri și câștiguri, dar vă urmărește cineva să vă ia banii, să vă ia darurile, deci sunteți cam urmăriți pentru banii voștri. Pe surpriză, voi veți descoperi soluții pentru a mai câștiga niște bani, pentru a vă însănătoși. Puteți afla și de cineva care are o problemă de sănătate. În dragoste mare reușită, fie singure, fie prin ajutorul cuiva, vă cunoaște pe vă, vine o veste, aveți un mare noroc că sunteți vârstnică, poate, sau apare o situație pozitivă pentru persoanele vârstnice, poate legat de pensionare, se mai reduce din vârsta de pensionare, mai vin niște bani, ceva, aici văd că vin niște vești, niște noutăți, dar sunt și niște răutăți, totodată. Intuiția voastră vă aduce în dragoste un noroc, o oportunitate, o reușită, poate că voi aici cumva știți că în dragoste nu prea puteți avea încredere, dar vă consolați cu munca, cu banii, pentru că știți că aveți de-a face cu niște persoane care nu sunt sincer în dragoste, poate că sau nu sunt de încredere sau nu sunt, n-au un comportament adecvat, să zic așa, nu e pe aceeași lungime de undă cu voi, nu gândesc ca voi. Puteți avea de-a face cu persoane care au altceva, altfel își imaginează ei dragostea. Ei, dragostea la ei poate se referă doar la, știu, la ceva mai puțin important, ci mai degrabă li se pare mai importantă o stare de moment decât o relație de respect, de a împărtăși ideile, a avea același stil de viață, aceleași hobby-uri, pasiuni, despre aceleași idealuri, aceleași idei. Cumva pe voi vă văd aici mai înțelepte, mai singuratice, poate mai retrase, mai sigure pe voi. Voi știți ce vreți și nu vă coborâți la, nici la mintea altei persoane și nici nu vă interacționați cu persoana care nu este de nivelul gândirii voastre. Nu vă împărtășește opinia, să zic așa, credința, religia sau mentalitatea, în primul rând. Și surpriza voastră, o mare, mare reușită. Chiar o dragoste la voi. Deci, am zis că aveți noroc. Indiferent de vârstă,
Poate fi la unii dintre voi chiar pentru o persoană vârstnică să aveți un noroc. Văd că vine aici o căsătorie, o declarație de dragoste, o întâlnire, poate o invitație la căsătorie, un dar, un cadou. Deci vă vin banii care îi așteptați. Pe surpriză pentru voi sunt niște vești extraordinare. Cuvântul vostru are mare importanță. Cineva chiar se îndrăgostește de cuvântul vostru, să zic așa, sau vă susține, sau o persoană dragă vouă are o mare reușită. Haideți să vedem și la varianta numărul 3. În varianta numărul 3, pachetul gri, vedem ce știți, ce nu știți, ce ar trebui să știți, ce ar putea fi în casă, în afara casei, în dragoste, surpriză. În pachetul gri, cu ce reușite vine. O să aflați niște secrete voi. Voi o să aflați niște secrete de niște persoane care sunt de neîncredere. Aflați de răutățile unor persoane de neîncredere. De relele intenția de cuiva. Da, știți deja. Știți poate legat de o trădare, de o dragoste, care are legătură poate cu o casă, de un iubit aici. Știți că nu, cumva, că nu prea aveți încredere în această persoană. Știți că e puțin o viclenie legat de o casă. Sau casa iubitului cumva are probleme acolo ceva. Știți acest lucru de o energie malefică, ca și cum e locul puțin spurcat. Nu de iubit neapărat, poate fi locul respectiv, casa respectivă. Și cumva știți de acest lucru. Știți o schimbare. Știți de niște secrete. Ați aflat poate secrete despre familia, casa iubitului vostru sau cineva care vă urmărește secretele, știe secretele. Ce nu știți? Că veți avea niște întâlniri, veți avea niște clarificări, o speranță voastră se poate împlini. Veți simți bine și cu voi înșivă. Poate că vă eliberați de acest iubit, poate clarificați acest lucru, vă treziți cumva la viață, la realitate. Deci nu știți că cumva veți face o clarificare, cumva aflați ceva și asta totuși vă face să vă schimbați puțin și voi. Și ar trebui să știți într-adevăr că s-ar putea la unele dintre voi să apară și o separare, o despărțire sau să aflați de un doliu, să știți, din cauza unor înșelătorii. Iar și aici văd că ar putea, puteți să aflați de cineva. Un afacerist aici care poate fi aflat de dolul unui afacerist sau vă rupeți de o energie mai de neîncredere a unei persoane. Aici văd o persoană trădătoare, speculant, îmbogățit așa pe nemeritate. Cumva se face o schimbare, faceți voi poate, luați această decizie să vă separați de un partener. Altele poate să fie că aflați voi de cineva care trece prin un doliu. Și pe casă, în casă mare, reușită, dar cadouri, descoperiți o comoară, afacerile voastre vă merg bine, vă vin veștile care le așteptați, banii care le așteptați, vă vin noutăți pozitive, văd aici, succes, reușită în afaceri. Și în afara casei puteți avea reușite realizări, dar drumurile pot fi, într-adevăr, cu niște probleme. Văd aici că în afara casei, cumva, de la drum pot apărea vești puțin tulburi legate poate de aglomerații, de un dezastru, de vreme, de aglomerații, deci o fi conflicte, pot fi și certuri, dar pot fi și dezastru, ceva care vine, un ghinion, ceva, o neplăcere, care vine pe neașteptate legat de un drum sau de la cineva de la drum, să nu aibă cineva în drumurile sare vreun incident. Sau nu puteți pleca la un drum, sau rămâneți blocate la un drum. Pot fi astfel de situații în afara casei și în dragoste reușită, vești, vizite poate, așteptați pe cineva, speranțele voastre pot fi îndeplinite. Sau ce așteptați voi? Poate că voi vă doriți mai mult să vă odihniți, să munciți, să studiați și asta veți obține. Dar e și posibil să primiți o vizită sau să aveți o reușită. Reușita pentru ceea ce vă doriți voi. Vă luați o piatră de pe inimă, vi se îndeplinesc niște dorințe. Poate în dragoste nu va merge foarte bine, pentru că se prea poate să aveți parte de înșelătorie în dragoste, de un iubit pe interes sau un iubit care nu e fidel. Și sau nu mai aveți voi încredere pentru că ați fost trădate și nu mai aveți încredere. Vă face speranțe că ați putea cunoaște într-o bună zi o persoană. Poate apare, văd aici că vă cam urmărește un bărbat, dar s-ar putea să fie ori căsătorit, ori nu este sincer. Și până la urmă văd că voi pe casă, în casă și în dragoste, vă consolați prin a studia, a învăța, a fi creativi, văd că vă vin idei, soluții și poate că vă duceți în vreo vizită sau la cineva care vă place sau chiar vă caută cineva. Într-adevăr, pe surpriză, bani, câștiguri.
și o stare de liniște, de pace, dar și o neplăcere, un contrast, să zic așa, o neliniște, o agitație, cumva, cineva cum ar veni, se ceartă cumva pentru darurile voastre, ca și cum cineva vrea să vă facă, să pierdeți un dar sau să... Dar, până la urmă, voi aveți câștigul, voi că aveți câștig, daruri, noutăți, sau poate unii dintre voi, printr-un divorț, printr-o moștenire, vă vin banii care îi meritați, pentru că voi nu știți aici că s-ar putea să apară un doliu la unele dintre voi și s-ar putea asta să fie surpriza. Vin daruri care vin în urma unui dezastru. Acum, voi nu știți încă, astea apar ca surpriză, pe surpriză, că văd că și în afara casă se întâmplă un dezastru undeva la drum, cu cineva. Poate voi nu știți, voi sunteți acasă sau la servici sau unde în altă parte și cuiva îi se întâmplă ceva. Poate fi din neam, cum ar veni, și îți rămâne, nu știu, și o rudă îndepărtată de care poate n-ai mai auzit de mult, că e de la drum, poate această rudă la voastră, de care voi nu mai știți nimic de mult timp. Nu ați mai ținut poate nicio legătură, dar fi moștenitori, vă lasă ce vă rămâne automat ceva sau chiar poate s-a gândit la voi înainte să se întâmple ce îi se întâmplă, să lase ceva scris cu ce va rămâne după ce nu mai este din afacerile, din banii săi, că aici văd că sunt niște chestii care vin ca mare bucurie, care vine ca un câștig la loterie aici, cu o propunere de afaceri, niște cadouri, niște daruri, donații, ceva. Pot fi și astfel de situații sau pur și simplu voi veți avea în acest weekend bani, câștiguri, pe munca voastră, dar s-ar putea să vină și vreo ceva neașteptat, nu știu, vine vreo idee, vă duceți la vreun concert, faceți voi vreo schimbare, ceva, văd că sunteți aici pe gânduri și vă vin soluții. Cam asta e din ce văd și pentru această a treia variantă, deci pare un weekend foarte frumos, dar într-adevăr mai apare și câte o problemă în afara casei care ține și de locurile în care vă aflați voi în aceste zile de weekend. Eu vă mulțumesc că vizionați acest video. Vă doresc să aveți parte de un weekend minunat, binecuvântat pe toate planurile. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!